Salutare, prieteni! În acest episod al podcastului nostru în Dodi, începem o nouă carte, revenim la Rothbard, Power and Market. Este o carte, de fapt, este o bucată de carte care a fost scoasă din corpul Man, Economy and State când a publicat-o în 62 pentru că era prea genera prea multă controversă, da. În cartea în sine a apărut în 1970 abia, deci 8 ani a tras de ea să fie publicată. Înainte să iasă dolarul de pe standardul aur. Și din păcate în română nu a fost încă tradusă, așa că nu avem la ce carte să vă trimitem. Dacă cumva se întâmplă vreo minune și ne vedeți din viitor și vedeți jos în descriere, uitați-vă totul jos în descriere, că poate dacă s-a publicat o să adaug între timp. În viitor, cine, dacă mai trăim. Cineva dacă e interesat să sponsorizeze așa ceva, nu? Cred că sunt mulți bani, 1000 de euro pe cofă, nu? Aducătorul 500. A mai fost și inflația, să nu uităm. Nu sunt mari bani. Da. Chiar este un fragment extras motamo din Man, Economy and State sau eu un pic i-a adăugat ceva în cartea asta? Nu e în plus. Mi se pare. Ei, au fost împreună. Ele au fost împreună și l-au scos de la publicare când, când s-a publicat cartea. Da. Înainte însă de a începe în carte, știți povestea, jos un buton de like. Vă mulțumim că l-a apăsați ca să se ducă videoclipul, să ne placă și nouă, să ne placă și pe noi YouTube. Și așa mai departe. Butonul de share, dacă credeți că e nevoie și ca altcineva să beneficieze de pe urma acestor videouri. Butonul de subscribe, dacă vreți să vă întoarceți ușor, să vă găsiți drumul înapoi ușor. În descriere mai găsiți locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe net. Un spațiu de Twitter, blogul, Instagram. Și un link de Patreon și unul de Crypto dacă doriți să sponsorizați și altfel decât cu susținere emoțională proiectul nostru. Pe unde ne mai găsiți? Răspundem și la subiecte, probleme curente. Că ne-am gândit să nu discutăm în emisiune problemele curente, cu toate că se tot întâmplă, dar asta e o discuție cât e de binevenită asta. Da, acolo. Uite, dacă este poate da, ăștia de afară, ei fac. Da, au problemele astea curente cu border, cu diverse, da. Da, o discuție de marketing. E bine sau e bine să te nișezi, să faci producția privată de apărare care nu s-a auzit la nimeni în România, deci nu s-a auzit un podcast. Ideea e că dacă vă întrebați ce ar zice în Dodi despre cutare, acolo răspundem pe Telegram. Da, dar în America, de exemplu, unde se discută despre open border și imigrație, acolo se lovesc de problema asta pentru că e un partid libertarian și partidul acela trebuie să aibă o poziție pe anumite subiecte la ordinea zilei. Cei din spate, cei care susțin partidul, își pun problema asta, dom'le. Ce susține? Ce susține? Ce... Sau și susținătorul de rând, mă, eu cu cine votez? Da, exact, da. De când la noi, problemele curente, să zicem, produsele românești în supermarketuri... Da, închiderea... Veniți la noi în Partidul Libertarian. Ne găsiți pe Telegram să adunăm semnături ca să ajungem în Parlamentul European. No. Da, fiind puțin liberal, uite... Nici partea asta nu prea acoperită, știi? Asta cu închiderea în weekend sau cu nu știu ce să vezi. Zic că în 2-3 ani fac o prognoză acum. O să avem și noi un partid minarhist liberal clasic în România. Doamne ajută! În 2-3 ani, deci pentru tura următoare de alegeri. În 2-3 ani bisect. Dar am putea să-l începem de acum. Ca să poți să-l faci, că îl faci cu 3 oameni. Așa. Care e legea cu trei oameni? Dar trei oameni mi se pare că faci local. Dar oricum și local, să va. Și la local trebuie să ia semnături de susținere din mai multe județe. Deci eu fac doar pentru București și trebuie să iau din
ca să candidezi la legile naționale. Ca să candidezi la legile. A, bine, după aia. Dar oricum avem oameni în Maramureș de nădejde. Bun, primul capitol din această carte frumoasă. E vorba despre serviciile de apărare în piața liberă. Cum să se întâmple apărarea națională, apărarea proprietății și persoanei și justiția într-o piață liberă fără stat. Fără un sistem din ăsta judiciar și polițienesc sau armata centralizat. E un ciclu de predare nou. Știi, în care... Și Rodoada zi numai bun la început. De-aia nici nu l-au lăsat ăștia cu cartea, că restul cărții sunt analize de-astea care seamănă cu cartea, analize de public choice, uite, politicienii gândesc pe termen scurt, diverse... Da, au intervenit, s-au băgat. Putea băga ăsta cu apărarea mai la sfârșit, ori el nu a început. Păi, ceva îmi spune că ăsta a fost motivul pentru care n-a putut să bage bucata asta în Man, Economy and State. Nu, dar ca să fie sincer, domne, lumea ce face? Deschide cartea, zici și asta. Apărare privată? Poc. La revedere. Zice, cred că zice în Man, Economy and State, zice de apărare privată și de asta fără stat. Nu știu, poate ăsta era prea și mai accentuat. Poate că în varianta ea a fost reinclusă. Mai târziu, în 2000 și un pic, Institutul Mises a scos din America, are tipărit cartea Man, Economy and State, incluzând și partea asta. Nu, eu zic de aia originală. Da? Originală. Originală, da, problema sau originală? Pe care o ridică Rothbard aici este atunci când avem o societate liberă în care avem schimburi voluntare între proprietari, deja schimbă titlurile de proprietate fără, să zicem, metode coercitive, atunci în Man, Economy and State el a gândit tot acest sistem ca fiind fără agresiune. Această lume idilică pe care o visa el s-ar petrece într-un sistem în care apărarea de către factori externi ar fi asigurată de o terță parte de către stat prin, nu importăm cum o face, dar este că lipsa de agresiune este, ar veni, asigurată. Și lezeferiștii menționează Rothbard aici. Stai, ai sărit, da, exact. Gabi e eficient, nu stă să le ia pas cu pas. Bă, ați înțeles? Rând, el nu spune, la revedere. El nu spune că statul asigură lipsa agresiunii, zice așa. Avem, presupunem că, cum arată o societate liberă? O societate în care sunt respectate drepturile de proprietate. Ce înseamnă că sunt respectate? Înseamnă că nu există agresiune. Inițierea agresiunii. Da? Și atunci, nu se preocupă de felul în care se face enforcement la chestia asta. Prima parte este doar discuția cum arată o societate liberă. Uite așa arată o societate liberă. După aia, vine el, logică. Vine el peste și începe să se leagă, să se lege de lezeferiști și spune așa că lui se pare ciudat că în contextul în care lezeferiștii spun... Face un pic de, înainte de a intra în lezeferiști, face un pic și zice să presupunem că e nevoie în această societate liberă ca cineva să apere drepturile de proprietate și ăsta, un serviciu. Mm-hmm. Cum avem servicii și pe piață, așa ar putea și ăsta să fie un serviciu oferit de piață. Și după aia se contrează cu lezeferiștii, spune că nu înțelege cum lezeferiștii care vor ca statul să lase, serviciile de, și bunurile să se facă, da, exact, presupun din afara pieței existența unui stat cu monopol pe apărare și justiție
care să asigure drepturile de proprietate. Care să asigure existența însă și existența pieței. Da, da. Asta, ca, de fapt, asta e miza. De fapt, ăsta e argumentul, știi? Noi puteam să spunem acestui capitol, dragi frați conservatori minarhiști, stai că se poate și altfel. Nu, în secolul, uite, Bastia, de exemplu, cum gândea, de ce... Care e argumentul lui pentru stat? De ce? Că nu se în face. Secolul 20 ne e clar, ăla, da. Nu, ăsta e de secolul 20. Ah, scuzați. Bunurile astea au multe proprietăți care le fac să nu se facă. Stai puțin, îndoaie un pic ăla. Sus? Așa. Poți să-l dai mai aproape. Dar pot spune că nu și-am pus problema, nu știu, ia status, fac, el statul făcea multe și mai puține și doar apărare, să zic. Sau poate avea ceva mai specific. Uite, recent am discutat cu Adrian Medeleanu pe Facebook despre justiție într-un sistem anarhocapitalist. Eu spuneam că justiția este un produs, un serviciu, de fapt, care răspunde unei cereri și că orice serviciu pe piață suportă concurență. Însă el avea ideea asta, dom'le, justiția, dreptatea într-o societate este ceva pur teoretic. Experții în domeniu știu cam cum trebuie să arate dreptatea. That's the science. Și atunci nu putem lăsa dreptatea să arate în funcție de cerere și ofertă. Nu cred că e, nu cred că e reprezentare fidelă a poziției lui Adrian. El spune, okay. De fapt, problema și diferența în sine a contrei pe care o avem este așa, că el spune că justiția trebuie să aibă scop preventiv în principal, da, și restul pedeapsă și dreptate și tot sunt incidentale, pe când noi, sau hai să zicem punctul de vedere al lor Rothbard, este că justiția trebuie să aibă în primul rând scopul de justiție, adică de a pune lucrurile drept înapoi în matca lor, de a face dreptate, restul scopurilor fiind de fapt incidentale, prevenție, pedeapsă, whatever. No, sunt obiecții diferite, e valabil și aia ce zice Gabi, că nu e de vânzare. E intuiție puternică, ceva care drept nu e de vânzare. Da, numai că în clipa în care vii și spui scopul este restaurarea dreptății, tu poți să pleci de la, poți să-l iei pe ăsta ca principiu, că până și Rothbard la un moment dat în capitol face referință și spune oare ce standarde, când ajungem, facem fast forward înainte, spunem ok, o să fie agenții de protecție și agenții tribunale de justiție private. După care vine și spune, oare ce standarde vor aplica ele? Și da. Rothbard spune, într-un sistem libertarian vor aplica standardele libertariene și anume pedepsesc sau condamnă inițierea agresiunii față de proprietatea privată. Unde proprietatea privată poate să însemne proprietatea obținută în mod legitim sau propriul corp. Uite, și eu cred că durerea de obicei la problemele astea este coordonarea pe un teritoriu. Adică cum faci să aibă toți aceleași standarde? Ce fac? Să adună? Ajungem și acolo. Da. Lor. Eu nu poți, că sunt segmentate. Să zic, adevăr dincoace de pirine, eroare dincolo și nu e intuiția noastră, că este dreaptă și dincoace și dincolo. Ajungem și acolo. Ce să nu lăsa preferința? Asta era obiecția veche, obiecția lezeferiștilor. Asta cred că era obiecția veche. Seamănă și cu asta, cu dreptate de vânzare, aici na, ți se pare... Depinde cum privești vânzarea, știi? Libertarieni o văd ca pe o chestie bună, știu, involuntar, care na. Cum ai zis tu? Cum ai zis tu? Stai că trebuie să zicem acum. Cum ai zis tu la un moment dat? Când justiția te vinde, tocmai atunci nu e de vânzare. Da. Păi, stai puțin, două secunde să termin ideea asta, dacă... Deci, principiul în sine, dacă vrei să spui, dacă tu pleci de la premisa că justiția trebuie să prevină și să pedepsească, atunci poți să începi să-ți faci probleme că prevenția asta poate fi dictată de către piață. Că nu mai lucrezi cu un principiu în sine solid
pe care să poți să-l aplici uniform în, la toate nivelurile. Și zici, păi nu, că uite, ăștia dau pedepse mai mari, ăștia dau pedepse mai mici, cum o să fie mai bine și o să restituție, facem ce o să dregem. La restituție. Da, dar la restituție este problema între victimă și... Bă, dar și alea variază, vreau să zic. Alea, da, ce zic eu, că nu mi se pare strict legată de prevenție, e problema relativismului standard. Un răspuns poate fi, uite, am tot discutat și la David Friedman, nu sunt chiar așa relative standardele, adică tind să convergă, știi, nu? Plus că, da, prevenție, până aici, Rothbard, aceste agenții de protecție vor fi făcute de către marile companii de asigurări. Ele vor prelua rolul ăsta de, în opinia lui. Și o să ajungă tot mare pentru că o să mulțumească clienții. E. Nu-s mare așa, by fiat. Da, aha. Și firma de asigurări încearcă, investește în prevenție pentru că îi minimizează costurile. Pentru ei e mult mai ieftin să prevină, să zicem, un conflict, o agresiune, decât să rezolve problema după ce se întâmplă. Bine, prevenția și aici e problema cu prevenția asta. Poți să ai prevenție non-agresivă, că patrulează oia pe acolo și inhibă niște agresivi. Poți avea prevenție tip vaccinare obligatorie și care e agresivă, știi? Sau educație, pur și simplu. Dom'le, îți cad prima de asigurare, da? Dacă văd că nu face aia, nu face aia, nu bea alcool, lacăte, nu știu camere. Ce, camere, da, tot felul de... Ce se întâmplă și acum? De zice poliția, a, păi de ce nu ți-ai pus camere? Ai două chestii. Unu, prevenția, dacă ai avea piață, ar putea fi descoperită ce înseamnă cu adevărat prevenția, pentru că dacă îți imaginezi ce e astăzi prevenția, îți dă statul niște legi, n-ai voie să cutare. De ce? Pentru că riscuri, bla, bla. Dar în piață ai putea să vezi mai clar, poate s-ar întâmpla, ca vagă variantă, poate s-ar întâmpla povestea aia cu de ce mă incluzi în raza ta de acțiune, și atunci e clar ce ai prevenit, nu? Care ar fi începutul amenințării, de ce te implici într-o chestie. O altă chestie pe care vreau să o zic este că ai exemplu la noi la bloc făcut forțat comunist. Lumea și imaginează că lumea o să stea împreună ca acum așa și o să fie toți nebunii diferiți și vai cum o să se înțeleagă, trebuie să vină cineva să impună o ordine. Dar dacă lași lumea liberă, ei o să se adune mult mai organic în zone, comunități. Sau în fine comunități, chiar și fizice sau răspândite rețele, în care să înțeleg pe niște valori și nu mai au frecușuri între ei toată ziua, bună ziua, cum vezi astăzi, pă, ăla îmi face nu știu ce externalitate negativă, gălăgie, mirosuri, whatever. Nu, la... Ca să dăm un exemplu de ăsta, simplist de bloc, că pare că, vai, vă întindeți la unde nu vă pricepeți. Eu zic că ne concentrăm pe tema greșită și, repet, chestia asta e foarte importantă. Dom'le, treaba justiției este să facă dreptate. Și atât. Dacă începi să discuți despre prevenția ei, de prevenție și alte chestii, vorbești despre altceva. Da. Da? Tocmai asta e și ideea. Diagnosticul pus de Adrian era corect. Rothbard se preocupă doar de justiție, funcția de prevenție este incidentală. Da. O să meargă cu siguranță. Da, dacă vrei să livrezi, asta livrează agențiile aia de protecție. Adică îți livrează și prevenție, dar nu e ăsta... Adică ca dovadă că cineva s-a plâns, domnule, îmi vreau prevenție. Și firma o să zică, stai că mă gândesc și îți ofer și prevenție. Dacă să zicem, o ia de la zero, așa. Da, nu, dacă tu prinzi repede violator, să zicem, evident că e un factor de inhibiție pentru viitorii... agresori, da. E, și Rothbard spune așa, domnule, cum poți să spui că cel care va asigura, să zicem, piața liberă pe proprietari, să fie lăsați în pace și să-și desfășoare activitățile în mod voluntar și mai departe, pot asigura serviciul de asigurare a proprietății, justiție, poliție sau apărare, prin taxare, prin agresiune, prin violarea proprietății. Adică aici e o contradicție. Noi o vedem. Da. Apare la două niveluri. Da, a spus foarte clar asta.
De-aia trebuie citit Rothbard. La nivelul taxării și la nivelul monopolului. Adică un stat e un monopol, interzice. N-ai mai mulți producători de apărare. Și asta e o formă de agresiune. O lume libertariană, dacă o cuvali firmă de protecție, n-are nimeni nicio treabă cu noi. Deci, azi nu se poate asta. Interziși, deci n-avem. Avem numai armata română, numai tribunalul, nu știu ce. Eu cred că justificarea publică, curentă a statului este că prevenim abuzuri. Păi cum vă faceți voi firmă de așa dacă faceți lucruri urâte, agresive? Păi o să fim apă... Ne întrebăm, vrei să spui respiri. 100 de milioane de victime? Da. Nu, și ai două chestii. Deci vrei să... Da, ar fi rău să facem așa ceva. Da. Ceva foarte rău. Da, groaznic. Vrei să ai servicii de apărare și pe de altă parte vrei să ai coordonare. Eterna povestea lui Alexandru. Precizarea mea este că n-ai de ce să-i dai atât de multă putere unei entități de coordonare să ia hotărâri pentru ceilalți. Deci, păi trebuie să ne coordonăm pe un teritoriu vast, România. Doamne ajută să ne coordonăm, că ne placem între noi, românii, am hotărât să fim uniți, românii. Vrem să avem o chestie. Ce vrem? Vrem să ne coordonăm. Păi hai să ne armonizăm valorile. Ok, ăia care fac armonizarea au voie să hotărască asupra vieții mele sau ei sunt doar un serviciu de armonizare? Da, în formă de management, nu știu ce. Și ca să facem distinție între s-a dat o lege. Păi de unde s-a dat o lege? Am votat-o eu, am semnat, come on! Ok, ca să și aducem la meleaguri mioritice. Mioritice, așa, mulțumesc. E vorba, deci, numai regimul comunist, da, aproximativ 500.000 de români. Au murit? Victime ale represiunii politice. Ah. Nu, parcă erau vreo 100.000. Fabrică și... Degedații. Ce? Parcă erau vreo 100.000. Ortotism. O să mi-i mor, dar poate 400.000 carcerați. Păi da, aici vorbim de aia agresați, a fost mult mai mult. Da, de deținuții politici, cam toți. De familiile și rudele deținuților politici, de dizidenți și opozanți ai regimului și de victimele colectivizării și a industrializării forțate. Auzi, regimul, deci vreți, ce vreți de la viață? Vreți să fiți liberi? Vreți să fiți suverani pe viața proprie, pe viața altora? Sau vreți să vă conducă un regim. Fie el și social-democrat. El e un regim. Deci jumătate de milion, da? Fac eu și cu Costel o afacere și să vrem, n-apucăm să maltratăm jumătate de milion de oameni. Răspunsul e că astea au fost niște totalitarisme, n-aveau nicio legitimitate, nu erau democratice. Foarte bine, 20 de milioane de sclavi. Zi de zi. Tu vii la primăverii. Sunt eu convins că e o formă de libertate, știi? Sau că ți-apă, uite chiar și pe asta, deci Rothbard ce zice? Ăștia se contrazic că dacă ăla te agresează prin taxe ca să te apere, păi cum aper dacă... Cum îmi aper proprietatea dacă îmi fur banii? Urmă apelă, iar poziția lor e că nu e rău cel mai mic. Tot ce poți face alternativă, nu te apără loc. Mă, știi ceva? Asta cu, eu am mai auzit-o și nu mi-a plăcut deloc. Dom'le, altfel nu se poate. Băi, chiar nu se poate? Hai să ne gândim puțin. Asta e argumentul pe care îl dau mereu conservatorii când se apucă să apere ceva. E cumva o parafrazare a chestia alea pe care mi se pare Churchill. Democrația este cel mai prost sistem, dar... Mai bun decât celelalte. E mai bun decât celelalte. Unele chestii chiar nu se pot face, de exemplu, clar că omul e predominant egoist. Nu poți să faci mai altruist, doar că dacă e altă entitate, nu mai e om, știi? Legile economice sunt alea care sunt, nu se pot altfel. Da, noroc că aici... noi nu ne dorim aceste schimbări spre deosebire de socialiști. Da, noi vrem chestii care se pot. Face, deci nu e... De la lapte, la fel poți vândă și apărare. Deci auzi, e... dar într-adevăr... Da, vine unul și zice o chestie de genul, cum să iei o hotărâre într-o mulțime? Trebuie să fie prin vot democratic, altfel nu se poate. Mă, pe bune, altfel nu se poate. Ajungem la exact la subiectul cu clasele de bunuri.
spun. Dacă te uiți la apărare, incluzând dacă este și justiția tot, ca la o clasă de bunuri sau o clasă de servicii, ele sunt indispensabile și imposibil de făcut altfel, păi atunci să ne uităm și la alte lucruri din viața noastră care sunt indispensabile. Eternul, pe exemplu, cu pantofii, apă, mâncare. Ar trebui să le facă asta și pe alea statul? Rodbar, de exemplu, eu mi se pare... cere la absurd ăsta. Domnule, așa cum... Zici că... Deci ce spuneau ăștia? Apărarea e condiție de posibilitatea existenței pieței fără apărare. Nu avem piață. Piață înseamnă respectarea, da. Și Rodbar zice, păi dar și hârtie e dispensabilă. Îți găsește tot felul de chestii. Da, de ce să nu naționalizăm și hârtia? Mă rog, s-a demonstrat că nu mai e așa de indispensabil acum totul digital. Păi da, atunci internetul să ne-l dea statul. Păi ni-l-a... Oh. Ups! Ups! Ce ups? Ni-l-a dat. Păi... Cum ți l-a dat? Păi ți l-a dat. Nu știi... A, povestea cu firma japoneză? Povestea cu cine a inventat internetul. Aha, cine, Al-Gurs, Al-Gurs. DARPA, da, DARPA. Mai face Rodbar aici o comparație. Și dau un exemplu. Dacă cei care susțin o tranzacție între două părți nu pot, nu se pot desfășura liber și toată plenitudinea lor fără un guvern care să asigure dreptul de proprietate privată de celelalte, atunci cum există o tranzacție între unul din Uruguay, unul din Argentina, care nu au un guvern central deasupra lor, da? Fiecare are propriul guvern și totuși tranzacția lor se desfășoară. Empiric putem observa acest lucru, că două entități care nu sunt sub o jurisdicție comună totuși încheie contracte, schimbă bunuri și servicii. Aici nu sunt de acord cu tine, te-ai întins prea departe. Ia spune. Te-ai întins prea departe, pentru că Rodbar nu spune chestia asta și special nu spune chestia asta. Tu te-ai întins prea departe, sunt sub o jurisdicție comună. Care? Dar n-ai guvern comun asta. Nu ai guvern comun. Păi that's the point. Păi, that's the point. I know that's the point, dar asta, de asta zic că Gabi s-a întins prea departe. Ah, sunt sub o jurisdicție comună. Ai tribunal internațional, ai acorduri guvern între țări. N-ai guvern, de acord, dar există, există o jurisdicție. Măcar a contractului. Rodbarta zice că sunt înțelegeri. Nu știu ce. Nu e guvern. Asta era pointul lui de vedere. Pointul, da, păi tocmai și de asta zic că... jurisdicție arbitrară. De asta zic că pointul lui este foarte important de spus exact așa cum îl spune el. Și spune ceva de genul că cetățeanul argentinian este într-o stare de anarhie față de guvernul uruguaian. Nu-l recunoaște, nu este subiectul lui, nu... este subordonat lui. Și invers, cetățeanul uruguayan este într-o stare de anarhie față de guvernul argentinian, pentru că nu-l recunoaște, nu este subordonat lui. Legile uruguayanului, legile din Uruguay nu se aplică argentinianului, legile din Argentina nu se aplică uruguayanului. Statistul ar putea spune asta, că ăla e un protostat. Tribunalul internațional sau... Dar nu el este. Așa i-ar putea răspunde lui Robert. Ok, ăla, ai tribunalul ăla de nu știu ce și el joacă rol de... Eu, numai că aici Rothbard se vede că vorbește clar cu conservat, cu small state conservatives, cu lezeferiștii, pentru că exact acolo se duce și le spune: dragii mei, dacă credeți că ar trebui să existe un stat, nu vă văd. Nu știu dacă l-a făcut altcineva. El îl face primar. E un argument prin el cere la absurd. De ce zicea un conservator? Eu și cu Vali suntem în stare de anarhie și avem nevoie de un stat care să ne împace, să ne... Vorbea asta de... Uite, din starea de natură și Rodbar zice, păi da, statele în plan extern sunt în stare de anarhie. De ce nu încerc un stat global? Mai ales tu, suveranistule de azi care urăște așa ceva. Pe logica ta ar trebui să ceri? Dar... Deci, am știa când uruguaianul și argentinianul își aleg, unde în cazul în care apar conflicte și nu ne mai înțelegem, unde rezolvăm disputele,
acea jurisdicție, acea curte unde, să zicem, încearcă ei să-și rezolve problemele, este liber aleasă și liber consimțită între cei doi și deci nu este un stat, nu este un guvern. Da? Nu, pot fi și două guverne, dar ideea e că nu ai ceva deasupra. Ne ocupă o comună. Evident. Un uruguaian și, de exemplu, cum este cazul... Nu există tribunale private. Un uruguaian are un tribunal uruguaian, un argentinean are... Dar nu-i privat. Nu. Deci, în Argentina, OMV-ul lor, da, deci o companie de stat, la ora actuală, 51% sau ceva de genul ăsta, argentiniană, este în dispută cu o companie de investiții din Spania. În momentul când ei au semnat contracte și ce au făcut ei pe acolo, s-au certat, nu știu ce, până la urmă a ajuns să se judece undeva în America, la o curte de arbitraj, pentru că așa scrie în contract. În cazul în care se dispute, vom apela la curtea de arbitraj din New York. Cine îți permite asta? Ei s-au înțeles. Eu cu argentinienii stabil încă ne judecăm noi pe unde vrem. Nu. Crezi că statul argentinian n-a... Lăsat. E ca grupul Wagner cu Putin. Domnule, grupul Wagner era... De capul lui. Da, nu era de cap. Statul argentinian a permis chestia asta, permit acest arbitraj. Ar fi putut să reglementeze. Da. Dar a semnat și partea spaniolă chestia asta. Adică și-au ales în mod voluntar. Da. Nu a zis statul argentinian, bă băieți, noi doar la curtea asta. Uh-huh. Aici? Cred. La a fost și chestia cu Roșia Montana. O să le zice că trebuie să-i lase statul local. Ca eu să fac un contract în care am arbitraj privat, trebuie să mă lase statul local. Right? Da, deci pun pariu că dacă luăm legislație, o să ai, e permis, nu știu ce, în cazul diferentelor, nu știu ce. Eu zic că au fost alese, cum să zic, și ei deja știu lucrurile astea, mai ales companiile astea străine. Deci că ei reglementează să ai doi robineți în plus. Da. Și te lasă să te judeci pe miliarde. De capul tău. Nu. Cu firmele astea mari, ele impun. Altfel nu semnează contracte cu state de tipul ăsta. Argentina sau România. De-aia și Gabriel Resources a fost procesul a fost judecat. Poți spune ele mituiesc, dar tot statul decide, știi? Nu a fost mit. Pur și simplu. Deci... Statul român aici pur și simplu a zis, domne, poate el vrea, domne, vreau la București să ne judecăm în caz că avem probleme. Să vină. Însă nicio firmă străină nu semnează un contract de tipul ăsta dacă tu stipulezi chestia asta. Înțelegi? Da, e parte din negociere. Din negociere, înainte de contract. În cine avem încredere? În curtea privată cu tare. Da, care se întâmplă în America. Asta era, făceam parla cu Wagner. Uh-huh. Să-mi spui că Wagner era, nu era el de capul lui pe acolo. Wagner nu. Păi și nici ăștia, tu crezi că ei fac? Da, nu-i lasă. Eu zic că da, ăștia... A avut nevoie de avizul statului, nu au... Altfel n-avea nicio treabă. Negociau ei pe acolo și vă dau de treabă. Avize avea nevoie, da. Da. Eu asta zic. Asta e. Dar... Deci dacă tu ai nevoie, în anarhul capitel, n-ai nevoie de aviz. Da. Dar yes. Selectarea curții de arbitraj în cazul unor dispute, nu cred că a zis statul, bă, numai așa se întâmplă. Altfel nu semnăm. Este o disciplină numită drept internațional privat care exact asta face. Pune unde te judeci. Nu, dar uite, interesant. Între indivizi, între persoane. Deci drept internațional public este despre conflicte între state, drept internațional privat este despre conflicte între indivizi. Interesul este dacă, spune de exemplu... unde ne judecăm, în Franța, în Bulgaria, la noi, la voi, știi? Unde e Maduro? Venezuela. De exemplu, firmele din Venezuela, interesant de văzut, dacă au voie, dacă au voie ideologic, i-ar fi vrut să le dea voie sau ca să meargă treaba înainte trebuie să accepte chestia asta. Da? Adică nu e clar că statul e prietenos așa și în mod normal îți dă voie. Da? Nu știu, poate va vedea să fie și Gabi, să fie o chestie ca la Uber. S-au băgat, da, și... Aia nu s-a uitat sau nu știu. S-a bătut, da. Poate fi, nu exclud. Dar îmi vine greu să crede cineva care îți reglementează la sânge să te lase așa. Și miliardarii se judecă... Bun, dacă să ne întoarcem un pic la structura capitolului propusă de Rothbard, una dintre criticile pe care el le aruncă
minarhiștilor, să spunem, noi am folosit interschimbabil termenul ăsta, minarhist, lezeferist, el le spune lezeferiști în carte, de exemplu, de sus până jos. Mi se pare că termenul de lezeferiști și-a cam pierdut înțelesul în zilele noastre și de asta aleg să-l înlocuiesc cu unul mai relevant din punct de vedere. Deci ori minarhist, ori conservativ pro un stat restrâns, chestii de genul ăsta. Bun. Și el spune că toți acești oameni uniți în gând și simțire într-o existența unui stat mic sunt de asemenea uniți într-un gând și simțire în ideea că, domne, nu poți să ai justiție fără să n-ai o curte supremă care să aibă ultimul cuvânt. Că de fapt de aici pleacă toată discuția cu justiția de între diferite părți din glob, între cetățeni aflați în diferite părți din glob. Deci, ei zic, domne, trebuie să ai, deci în interiorul unei țări, trebuie să ai o curte supremă și tu poți să te plângi, te plângi, să faci apel, basically, până la curtea aia supremă. Acolo, ce zic ăia, aia e. Da? E, și așa îi contrează el, spune, uite că ăștia, de exemplu, n-au o curte supremă. Ba chiar apropo de exemplu ales de Gabi, și mai aleg ei. Sau, ok, lasă, îi permite statul, dar ideea e că și statul și curtea supremă se înclină în fața deciziilor luate de tribunalele astea de arbitraj. Poate în trecut sau în AMR, nu știu, e dreptul comercial, se fost ceva de genul ăsta. Deci, na, ai văzut și atunci cât de... Da. Bun. E important asta, uite, îmi spunea cineva Murgescu, domnule, că n-ai curte de apel în anarhocapitalism, n-ai curte, de unde ai scos? De unde? E o așteptare, e doar o așteptare. Dacă cred că răspunsul e că ai 50, nu? Clienții au așteptări. El zice așa, zici că n-ai curte, că curtea de apel trebuie făcută de stat și dacă n-ai stat, da, n-ai curte, da, de apel. Nu, asta poate fi decât... Ăsta e argumentul pe care îl vezi urmărit de obicei. La noi, răspunsul e că ai mai multe, deci nu... Dacă ai cerere, sigur apare și oferta. Da, dacă ai cerere, curs de apel, vor apărea curs de apel și o să ai 50, nu o să ai... Mergem la București cum avem o... Pentru că, uite, se leagă de prima obiecție a conflictului între standarde, știi? Aici aveam un conflict între interpretări, să zicem. Aveam un caz și era un conflict. Hai să mergem la un înțelept. Și aia făcea, era apelul, știi? Ba, chiar ai putea să-ți imaginezi că în România te uiți ce se întâmplă cu curțile de apel, în alta curte de tralala... Curtea Constituțională. Vai, păi și ăia sunt puși politic și nu știu cum, nu sunt așa niște independenții de pe vârful muntelui. Știi cum e meme aia cu înțeleptule? Nu, așa zic Rodbartienii, dar ăia clasici zic nu, că sau că se poate. Nu, se că poate... se poate, exact. Dar ce vreau să zic, apropo de, dar ce s-ar putea face? Poți să-ți imaginezi o curte de apel care chiar ar fi din afară. Așa, ca să ne imaginăm, ca să... Nu știu cum să zic. Da, asta e. Stai că vreau să zic o chestie. Chiar... Aga de la Bruxelles sau... Nu, de... nu, nu. Ce vor părțile? Chiar ar zice părțile. Mă, mă duc în Elveția, undeva la Nyon. Mă duc acolo, e o curte de apel care ăia de obicei fac mare dreptate și ăia n-au interese aici. Nu credem că sunt... Mă rog, că dacă crezi, nu-l alegi pe ăla. Ce voiam să zic? Era că lumea zice, păi mă, voi vreți oameni noi. Că astăzi nu se poate face chestia asta. Singura idee pe care o am este că dacă ai clienți pretențioși, să-i numim, da? Deci dacă oamenii cer lucrurile astea, ele vor fi făcute, pentru că... Nu, se fac și altfel. Uite, un tribunal a romilor exact asta face, știi? Sau găsim, ne mai gândim și găsești. A, bine, dar aia e culturală. Există și azi. Dar zici, cum într-o lume liberă, cum o să se producă cutare? Că nu-mi imaginez cum. Păi tu vrei asta? Da. Celălalt vrea? Da, deci deja nu sunteți știe, clienți. Nu și-a pus problema, știi? Dacă nu, intelectualii mainstream nu s-au gândit la asta, nu o să gândească. Plus că, să mai repetăm, oamenii se sperie de momente din astea de haos. Cum vreți să închideți lucrurile astea? Eu personal vreau să existe concurență. Lăsați-le să poată alege oamenii și altceva și să vedem ce o să folosească. O să folosească ce am avut, mă rog, 100 de ani, două,
sau chestii noi care sunt mai flexibile, mai deștepte, mai ancorate în mandrele concretului, etc. Bun, și aș spune două lucruri aici. Ține ideea că ne întoarcem la ea. Aș zice două lucruri aici. Unu, ce zis Alex, cu concurența. Concurența îți dă prețul în jos, pe o piață liberă, concurența îți dă prețul în jos și îți crește calitatea. Pe o piață cu statul, concurența măcar face un loc pentru un serviciu de calitate, spre deosebire de ăla de la stat, da? Uh-huh. Dacă tu ai avea bani, de exemplu, unde ai prefera să te tratezi? Te duci la spitalul județean să te trateze gratis acolo? Gratis, între ghilimele, da? În contul contribuției la sănătate pe care ai plătit-o atâți ani? Sau dacă ai avea bani, te duci frumos la un spital privat să te trateze ăia ca pe un client? Uh-huh. Și răspunsul vine repede socialistul și spune: da, dar voi vreți cu două viteze, că numai ăștia care bogătanii, numai pentru bogătanii. Nu, 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 nu. Dacă mi-ai dispărea finanțarea abuzivă a serviciilor de sănătate de stat, când spun abuzivă, zic din bani furați, uh-huh, da? Ar fi la fel de ieftin cum e pâinea. Nu, ideea e că două viteze ai și dincolo, uite. Am răspuns niciodată așa, mm, de așa. Care e contract? Ai două viteze? Păi și în cum ai două viteze? Deci Michael Moore, crezi că era dus în... Era dus în spitale în nomenclaturi. Aolo, ce frumoase. Te cred. Și... Dar și cei săraci, să știi că deseori reușesc să strângă bani de la rude de nu știu unde, pentru că pur și simplu în spitalele de stat la ora actuală ai lumile, e atât de rău, ani. Nu? Adică da, atât de rău. Ideea. E atât de rău încât da, mai bine împrumuți. Deci înainte de, să zicem, vrei să faci o operație la genunchi, ca să faci un RMN sau altceva, trebuie să stai la o coadă de vreo 2-3 luni. Da, să-ți vină rândul. Până prinzi că s-au terminat fondurile. Da, da, locul gratis. Da, pentru ca să faci ala, trebuie să faci analize. Analizele se fac de obicei în primele 3-4 zile ale lunii, pentru că nu deci sunt dacă fonduri. Statul e așa tare și dă o chestii gratis, cum de să termină banii? Știi că nu poți să faci RMN, că s-au terminat. Știi de ce se termină? Nu știu. Corupție și nu contribuie lumea cât trebuie. Și n-au votat destul de tare. Da. Ok. Vote harder next time. Care a fost ultimul? Mai chestie? Asta a fost competiția între rușe? Da, la competiție. Și la competiție, așa cum la spitale, calitatea este așa de... Mă rog, sistemul de sănătate e așa de mică încât lumea preferă serviciile de sănătate private. Mă gândeam că și la justiție e la fel. Deci, ani de zile stai cu un proces să te judece în sistemul actual. Mai bine, dai un pic mai mult, chiar dacă e, să zicem, dai mai mulți bani, dar măcar în 2-3 săptămâni... Nu dai mai mulți bani terminat. Și asta e problema. În sistemul de stat dai mai mulți bani, ce asta trebuie clarificat. Și timpul costă, adică... Da, nu, și nu bani mai. Efectiv, bani efectiv. Deci dacă tu faci pe bune o... Bine, n-ai tribunale probatiene, știi, să te expăzi. Da. Dar predicția economică, cel puțin asta e, că vor fi mai ieftine în calitate. Și din nou, nu se poate doar chestia aia. Adică noi când zicem trebuie schimbat lucrul ăla, facem analiza celelalte fiind aceleași, dar e clar că Mai trebuie schimbate trei picioare ale scaunului ca să stea drept. Nu merge să schimbi doar asta. Trebuie să n-ai nici reglementări. Se îmbunătățește. Se îmbunătățește, dar nu poți să evaluezi corect. Zici, ia uite ce s-a întâmplat. Prosteală. Pe când dacă știi că trebuie să scapi și de reglementări și de... Și da, trebuie și clienții să fie mai... Să ceară mai mult ca să apere piața. Că altfel... Dacă aștepți așa, tu ești obișnuit cu statul și zici, păi și unde e piața aia? Păi nu știu, ai cerut-o, te-ai dus și tu la un om, ai negociat un preț. Da. Nu e problema asta, e o problemă culturală. Bun, și ca să adresăm, sau felul în care adresează Rothbard problema apelului, dacă următorul argument, când începi să dai cu tribunale private, zici, păi da, și dacă nu-mi convine sentința, zic, păi îl dai în judecată la al tău. Păi atunci dacă lui la alt nu-i convine sentința de la al tău și nu se mai termină niciodată. Și doar spune, bă, nu, se termină, că unul o să fie de acord cu unul, unul o să fie de acord cu altul. Da?
În clipa în care două tribunale se pun de acord, mai are sens să mergem mai departe. Și nu, și tu vrei. Nu vrei să stai, nu știu. Exact. Mă rog. Acum depinde. Sunt unii care ar prefera să stea decât să plătească. Da, depinde de, da. Depinde de. Uite, da, mi-am făcut un exercițiu mental. Ideea e că avem ieșire din buclă. Mi-am făcut un exercițiu mental. Să zicem că oamenii ar avea încredere în judecătorul privat Piedone. Actualul Piedone. Da? O grămadă de oameni ar zice, eu mă duc la ăla. Să-mi dea hotărâri. Cu cine s-ar certa, ar fi în altă parte, nu s-ar înțelege. Și Piedone fiind Piedone, ar zice, nu stăm la discuții, eu nu mă înțeleg cu celălalt judecător. Ce s-ar întâmpla? Ar fi o grămadă de hotărâri proaste și ar exista pierderi mari de bani, în primul rând, ca să n-ajungem la conflicte fizico-teritoriale. Păi, da? De ce lumea dar s-ar pierde bani, care ar lua hotărâri proaste. Dar lumea, în primul rând, nu se judecă numai pentru a evita conflictele fizico-personale, pentru că le-a costă și mai mult. Nu, dar cred că ideea unde vrea să ajungă Alexandru este asta, că dacă ai un judecător care mereu pierde la apel și la al doilea apel, o să-și piardă clienții, nu se mai duce lumea la el pentru că e o pierdere de bani, adică dacă urmează sentința să fie întoarsă după două, după încă două apeluri, s-a terminat. Orice meserie, deci, ai un judecător bun și un judecător prost. Exact. Nu... Motivul profitului și pierderii îi va exclude de pe piață pe termen lung. Și plus că dacă ai hotărâri proaste, ce voiam eu să mai zic este că ai avea niște gentrificări din astea. Ai avea oameni care s-ar aduna geografic într-o zonă, zice, noi ne adunăm în jurul acestui judecător care ne place nouă. Ăla ar lua hotărâri socialiste, chiar dacă ce-ar fi săraci. Ție, chiar dacă îți place ție și chiar dacă vrei socialismul ăluia și așa mai departe, Rothbard spune aici foarte clar, principiile pe care trebuie să le aplice sunt alea libertariene. Dacă discutăm de altceva, discutăm de altceva. Dacă tu vii și îmi judeci pe criterii socialiste sau pe altfel de criterii, ai avea separații, da? De-astea. Deci unii, dacă... unii n-ar simpatiza cu valorile libertarianiste, s-ar muta mai încolo. Ăla nu o să fie acolo, împreună nu o să ai libertarianism. Nu. Dar legile economice o să rămână. Asta voiam să... Da. Există și această obiecție a socialiștilor, cum că, dom'le, într-un sistem de justiție privat, cei care au bani o să câștige. Care au multă influență, cei care sunt, să zicem, elitele. Din stat de stat pierd, sistematic. Da, da. Puși la punct, mai, la 4 ani. Dă pe o smetie peste bot. Da, da. Cum... putem evita, știi, într-un sistem privat lucrul ăsta. Știi? Păi, în primul rând a fost răspunsul lui Costel, da? Compared to what? Uh-huh. Deci cu asta, uite, noi tot desfacem... Deci dacă ai înțeles economic, argumentul abstract, că, nu știu, stimulentele profitului și pierderii cresc calitatea și scad prețurile, cu asta o poți instanția în 5.000 de chestii. Ce poate însemna un serviciu prost? Judecător care dă, nu știu, sentința iurea, tot felul, întârzierii. Deci aplici pur și simplu argumentul ăsta abstract. Asta e, na, ca să vizualizezi că apar tot felul de obiecții, dar poate nu vei avea curs de apel. Da, dacă lumea nu vrea curs de apel, nu o să ai curs de apel. Știi că vor, nu, frate, mie din prima, dar tendința e... Deci dacă ai înțeles argumentul abstract de preț și calitate, astea sunt variațiuni instanție. Ce înseamnă o lipsă de calitate? Păi, după 10 ani... Mi-a dat sentința de divorț. Nu vreau să stau atunci. După 10 ani, nu știu ce. Da, argumentul meu, că mi se pare că și în discuția de pe Facebook cu Adrian am avut-o, era că companiile mari profitabile la ora actuală sunt cele care oferă servicii bune micilor consumatori, da? Deci ai Google, ai Apple, reproduce telefoane pentru toată lumea. Firmele, ăștia sunt giganți, erau bani și ei nu își doresc să-și
Din contră, uite, aici trebuie să te opresc puțin, să zic așa, Apple are în general produse de lux, într-o altă categorie, dacă e să te uiți la piața telefoanelor, da? Ăilalți cu produsele ieftine sunt mai, deservesc mai multă lume. Dar și Apple deservește multă lume, adică nu, cum să zic, nu e literă, ci 1% cumpără produsele Apple. Da, față de pâine. Față de pâine, da. Uite, okay. Nu știu dacă am apucat să dar... zic, dar m-am gândit la... Ce zicea Miză? Cine sunt marii bogătani în capitalism? Ăia care oprim? Revenind din dificultățile tehnice, ce-a mai rămas de povestit? Deci, problema este că un judecător, atunci când ține partea bogătanilor, își pierde clienți. Și de obicei, și în această, să zicem, industrie a serviciilor de furnizare a dreptății, a justiției, vor exista firme și pot exista și, să zicem, Amazonul sau Apple-ul serviciilor de justiție în acest domeniu. După părerea mea, acestea vor domina piața prin asigurarea unor servicii de justiție pe bune cât mai mulți clienți. Da? Deci tu spui... Ai Netflix, ai Apple, 5 deci... dolari, 100 de dolari, cât o fi subscription-ul la aceste servicii, ele vor domina piața. Da? Deci tu din spui... 10 clienți bogați, să zicem o agenție din asta de justiție, ar trebui să-i taxeze pe aia, nu știu. Se compare. 10 milioane, 100 milioane de căciulă. Deci tu spui că judecătorii în sine nu o să fie PFA-uri, o să fie angajați. Asta e, da, asta e rezultatul. Oh. Poate să fie, da, e și așa, câte unul da, mie nu solo. Nu mi se pare că... Însă dominarea pieței tot o să se concentreze în niște firme care au să aibă niște angajați. A, pentru că economii de scală. Fiind yes, probabil, tocmai că da. Asta nu mi se pare, că fiind un serviciu care nu necesită niște cheltuieli foarte mari cu înzestrare tehnologică. Ai mulți clienți, îți trebuie. Da, mă rog. Dacă ești popular, îți trebuie angajați. Eu aș tinde crezi să... că stau pe Excel-ul sau ce? Eu aș tinde să cred că e... Asta e o chestie. Că nu s-ar... Cum să spun? Că nu s-ar capitaliza, că nu s-ar consolida, pentru că nu mi se pare că e loc foarte mult de economii de scală. Da. Pentru mine... Oricum, nimeni nu știe cum va fi. Exact. Însă... Pentru mine... Sună ok și o firmă din asta monstru în domeniu. Chiar dacă nu va domina 100%. Dar fi un monstru natural. Aia e. Da. Gen Amazon, știi? Deci îi prins pe marge oameni... Marge mici cu... Deci îi întrebi pe oameni, vrei să le iei cu banii bogaților? Pare că vorbesc din altă parte, dar ai o supărare cu chestiile mari, corporațiile, super bogați. Vrei să le iei banii la... La bogați? Da. Din cauza că au fost câștigați necinstit? Da. Și dacă e bogat și nu se dovedește, tot necinstit, zice lumea. Mă rog, noi aici ce zicem, bă, trebuie dovezi neapărat. Și intuiția oamenilor, pentru că nu stau să desfacă firul 4 ca la Andodi, intuiția oamenilor este că nu se poate să... ca să vă dau apă la moară în ideea asta, că nu crește la nesfârșit. Deci nu poți să ai o firmă nesfârșit de mare decât dacă clienții sunt mulțumiți și atunci n-ai ce să te cerți. Nu prea te cerți cu Coca-Cola, pur și simplu nu-i mai cumperi produsele. Ori ceva privilegiu are de la stat. E singurul, nu știu ce, monopol forțat de la... Doar el se ocupă. Sau pur și simplu... aranjamente direct în justiție în care trebuia să piardă că era ceva nedrept și unica justiție i-a făcut lui câștig de cauză. Da.
O altă critică pe care socialiștii o aduc agențiilor private de protecție este că dacă una se trezește și zice ia să facem noi agresiuni, eu, da. Facem noi, da. Să cucerim piața și să atacăm celelalte agenții de protecție și să ne întoarcem și împotriva propriilor clienți. Oricum, suntem deja dotați cu arme și avem toată, să zicem, know-how-ul, tot know-how-ul agresiunilor și violenței. Și din punct de vedere al status quo-ului actual, nu am pierdut nimic, pentru că ne-am întoarce la actuala configurație, și anume o agenție de protecție care are monopolul pe un teritoriu, statul, da? Face același lucru, era actuală. Auzi, intuiția este... De ce, ce încerc să-mi imaginez ce îi deranjează pe oameni? Mă, deci ai o firmă privată care încalecă oamenii, încalecă clienții și obligă să facă lucruri. Deci, groaznic, nu e nedrept. Păi și astăzi ce avem? Avem o entitate care stă încălecată pe oameni și obligă să facă lucruri. Nu e perceput așa aici. Da, exact, nu e perceput. Nu e perceput. Cât timp nu se va schimba, poate să mai dureze un milion de ani. Yes, yes, yes. Dacă percepția lui e că obligația e legitimă, așa da. Cum tu vorbești de obligația legitimă, nu s-a așa, la privatul ăla rău e nici legitimă. Da, și asta vor fi ochelare, așa vei vedea, deci... Bun, și atunci, și atunci argumentul ar putea urma ceea ce a spus Costel. Tot o să fie mai bine. Nu ne întoarcem la nivelul de la unde suntem astăzi, pentru că cel puțin una, două, trei generații o să perceapă încă obligația aia ca fiind nelegitimă. Da, corect. De-abia după trei generații de îndobitocire ajungem acolo. Asta ar fi una, dar un contraargument la ideea asta este că tu presupui consolidarea asta pacifistă a unei agenții. Da? E o agenție care se trezește peste noapte cu toți clienții și zice ia să vă cresc eu contribuțiile. Și clienții să arbitrar. Supun. Clienții să supun, că clienții să supun. Dar noi nu o să ajungem, deci dacă ne arată ceva piața sau dacă ne arăta ceva piața în toate domeniile ei, este că nu o să ajungem niciodată la o agenție înapoi. Pentru că natura economiilor de scară nu este de așa natură încât să poată să consolideze totul într-o agenție. Și astăzi, de exemplu, în România nu livrează Amazon. Da? Sau nu livrează Cargus, sau nu livrează Taz, sau nu livrează tot. Da? Cumva, până și la noi în țară, există încă firme de livrare care nu sunt alea mari. Deci nici măcar astea n-au putut să consolideze tot. Chiar de ce minte, nu e rentabil. De ce e magul și alte? De la un punct încolo, asta este ceea ce am tot bătut. A fost limită de intrare. Este ceea ce am tot bătut șaua, da? Numai că iapa nu vrea să priceapă. De la un punct încolo există diseconomii de scară. Deci poți să crești până la un punct. De după un punct nu se mai poate. Birocrația în sine și efort de coordonare al afacerii atât de mari duce la ineficiențe. Ineficiențele duc la apariția concurenței. Uite, în America, Amazon a încercat livrarea legumelor fresh. Să scoate și groceries. Corect, nici măcar în America Amazon nu e un monopol pe livrări. Nu a mers, pur și simplu. A un fail imens. Răsunător. Bun. Mai era ceva... Nu, cam asta a fost. Ce vreau să zic la obiecția aia cu am experimentat, ne-am făcut damblau, că... Pot spune că am avut costuri. Am prăpădit bani să ne coordonăm, să nu știu ce, să experimentăm. Poți avea costuri și poți revoluție. Ne aruncă prin pușcării, că încerca să distrugem ordinea de stat, știi, sau... Mi-a plăcut o chestie a lui Murphy, când unul zicea, există obiecția ca pe piața liberă să emeargă un monopol, așa spunea obiecție. El zicea, deci tu zici să rămâne la monopolul de acum sau care e? Da, n-are niciun sens obiecția, știi? Da.
Dar cam asta au fost, sau sunt obiecții clasice, aia cu agenția Caroia Razna, aia cu aia care se bat... Agențiile care se bat între ele. Da, se bat între ele, ce-a mai fost? Ce bogați sunt... Bogații își cumpără. Au, a fost și asta? Nu știu dacă e în capitol. E în capitol. Dar că nu e. Nu e. Dar, dar noi vorbim despre ce este. Viața ca precondiție, el a insistat și pe partea etică, Rothbard Ritzer n-a discutat partea aia care ne-am tot chinuit noi cu bunuri colective. Dar e bine și că a insistat pe asta. E chiar dacă ar avea dreptate, noi tot n-am susține. Chiar dacă avea dreptate, Edi. Bine, și ce aș mai adăuga eu în plus este asta, că nu ai un set de legi concurente. Mie asta mi s-a părut lucrul cel mai important din capitol pe care îl ia și îl descrie Rothbard. Dacă vrei să rămâi într-o societate liberă, aia înseamnă că se vor aplica perceptele libertariene, principiul agresiunii și atât. Ai mici variații, gen unii au la 17 ani da. Majoratul, alții la 18. Asta nu e chestie de fundamentală. Ba, eu cred că e o chestie de split de societate, dacă... Ar separa, plus da. Plus că și alea că înseamnă, nu o să ai majorat la 12 ani, știți? Mă rog. Dar în mare, dacă respectă principiile, ar fi... Nu, variații la chestii de astea da. Convenționale, nivelul poloric. Care, da. De unde acceptabil, devine... Acceptabil, da. Da. Devine. Da. Așa acolo mă gândesc că nu ar fi... Uite, concluzia mea pentru genul ăsta de problemă este că îmi doresc ca oamenii să fie mai pretențioși cu serviciile pe care le primesc. Nu? Nu-ți place telefonia mobilă? Poți să te schimbi câtva. Nu-ți place telefonul? Dă-i cu el de pământ. Nu-ți place nu știu ce serviciu care astăzi e monopol de stat? Păi n-ai ce să faci decât să te scarpini peste cap și peste 4 ani să fie cineva care poate să aibă o șansă să câștige și poate ți-a propus ceva ce te-ar interesa pe tine, dar nici atunci nu e exact ce vrei tu. Mă rog, și dacă oamenii ar fi mai pretențioși, măi, eu vreau lucruri frumoase în viața mea. Atunci poate s-ar mai schimba lucrurile. Ok, nu de peste noapte, da. Zicea unul pe Twitter, am mai zis asta, anarhocapitalism e un termen nenecesar pentru ideea că serviciile de justiție trebuie să fie ca la telefon, știi? Asta e. Cine a înțeles asta, a înțeles ce vor libertarieni. Și mai era un lucru pe care îl tot e un argument pe care îl mai auzim așa, dintr-o parte și alta, și Rothbard îl adresează aici. Zice, cum o să fie? El zice, păi de unde să știu cum o să fie? Câți? Și el îți dă exact argumentul și gândește așa, ești în 1930, întreabă lumea cum o să fie, doar ce s-a inventat televiziunea, întreabă lumea cum o să fie structura de noi televiziuni în anul 2030. Și răspunsul ar fi, frate, noi suntem la 6 ani distanță, nici noi nu știm cum o să fie de acum. Dar aminte ăia din 1930, da? Nu cred că și imagina nimeni că există cablu la vremea respectivă. Dar aminte streaming. Da? Cum o să fie? Nu știm cum o să fie, dar putem să dăm aceste direcții generale. Da? Și ce ar trebui să țineți voi minte este așa. Așa cum la spitalele private sunt de preferat chiar și astăzi și nu dai șpagă la ele, tot așa și tribunalele private, dacă cumva apar printr-o minune, au să fie de preferat pentru aceleași motive, da, calitatea serviciului măsurată în tot felul de chestii, da, corectitudinea sentințelor, rapiditate, faptul că te tratează ca pe un om, nu ca pe un dobitoc, tot felul de chestii, da. Și, tot la fel, și acolo nu o să trească să dai șpag. Aha, este. Auzi, pentru oamenii cărora nu le plac politicienii, să-și dea seama că în momentul în care cer o poveste frumoasă din partea noastră despre cum o să fie, vor să ne transforme în politice.
Uite, nu o să ai politicieni. Deci n-ai politicieni. N-ai politicieni, exact. Ai servicii. Trebuie să... Un punct de... Exact, it's a selling point. Pentru Costel Stăvarache, Alex Chiriac, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, ne am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Știu că a fost episodul mai scurt, dar și capitolul a fost mai scurt. Nu știu dacă vă plângeți, scrieți-ne jos în comentarii dacă vreți discuții mai lungi, să v-ați obișnuit cu două ore. O mai profunde. Spuneam pentru atenție și răbdare. Uitați, stat te vrea sclav, gândește și la libertate.